Dodge Duke 10 sau DK10, cel mai nou model lansat de Dodge, acum la dualstore.ro. Astăzi o să facem împreună un unboxing la acest nou model. Este un telefon dual SIM, 5G bineînțeles, el vine cu Android 13, este sigilat, abia l-am primit și vreau să împărtășesc cu voi conținutul acestui pachet și telefonul, să-l vedeți cum arată. Până atunci, până o să puteți să vedeți efectiv telefonul, o să vă povestesc puțin despre el. Spuneam că vine cu Android 13, are un procesor MediaTek Octa-Core. Am emoții, abia aștept să-l văd, să încerc să... Așa. Rezoluție video 4K. Un display de 6,67 inci. Vine cu un NFC, cu suport pentru Google Pay. Ce conține pachetul? Aici este telefonul. Are o folie de protecție de sticlă. Telefonul. Factor de protecție IP68, memorie internă 512 GB și slot de memorie de până în 2 TB, memorie RAM 32 de GB. Camerele principale: 50 megapixel, camera Night Vision 64 megapixel, camera long focus 16 megapixel, camera selfie 50 megapixel. Are meniu în 48 de limbi, temperatura ambientală de operare minus 55 de grade, 70 de grade. Mă tot uit la el. Ce am mai spus despre el? Greutate, 305 grame. E slim, vine cu o folie de protecție preaplicată, una inclusă, pe care v-am arătat-o deja. Ce vreau să vă mai arăt? Cardul de garanție, manual de utilizare, bineînțeles. Bateria, 5150 mAh și încărcare rapidă de 120 W. Iar încărcarea wireless 50 W. Încărcătorul, cablul de încărcare Type-C. Cheița SIM. Dodge Duke 10. Disponibil pe dualstore.ro.